Înalt oficial european face o declarație neașteptată privind reglementarea conflictului de pe Nistru. Optăm pentru oferirea unui statut special regiunii transnistrene, dar cu respectarea integrității Republicii Moldova, a declarat Josep Borrell, vicepreședintele Comisiei Europene, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles alături de premiera Natalia Gavrilița. Întrevederea a avut loc în marja reuniunii Consiliului de Asociere UE-Republica Moldova. Oficialii moldoveni au parcurs astăzi la Bruxelles un adevărat maraton al întrevederilor la nivel înalt. Reuniunea Consiliului de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova a fost prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița și vicepreședintele Comisiei Europene Josep Borrell. Potrivit oficialilor, o parte importantă a discuțiilor s-a axat pe aprofundarea cooperării în domeniul politicii externe de securitate și apărare. În ceea ce privește conflictul transnistrean, am reafirmat angajamentul pentru a facilita un proces de soluționare extins, pașnic și durabil pe baza respectării integrității teritoriale și a suveranității Moldovei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și cu un statut special pentru Transnistria. Că procesul de integrare este foarte intens și necesită timp. Fiecare stat este evaluat în funcție de propriile realizări și va progresa pe această cale cu propria sa viteză. Dar, după întâlnirea cu dumneavoastră de astăzi, pot să spun că viitorul Moldovei și al cetățenilor săi este în mod limpede în Uniunea Europeană. Am subliniat în cursul discuțiilor angajamentul nostru ireversibil față de parcursul european și am vorbit despre stadiul reformelor pe care le întreprindem în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene pentru a putea trece la următoarea etapă, demararea negocierilor de aderare. Am discutat despre implementarea acordului de asociere și am constatat că există o dinamică foarte bună în relațiile noastre. Am văzut o susținere fără precedent pentru parcursul nostru european. Natalia Gavrilița a avut și o întrevedere cu un grup de eurodeputați din cadrul Partidului Popular European, în frunte cu Siegfried Mureșan, care este copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. Gavrilița a vorbit despre eforturile guvernului de a stabiliza economia, în paralel cu realizarea unor reforme structurale care să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. Prim-ministra s-a întâlnit și cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Pactul Verde. Șefa executivului a vorbit despre situația din domeniul energetic și măsurile întreprinse de Chișinău pentru a identifica surse alternative de energie și gaze naturale, dar și pentru a limita dependența de gazul rusesc. Din delegația Moldovei la Bruxelles fac parte ministrul afacerilor externe, vicepremierul pentru reintegrare, ministrul infrastructurii, ministrul economiei, ministrul justiției și cel al agriculturii.